Ăsta e bulevardul Hollywood cu celebrele stele, Walk of Fame. Dar vreau să vă arăt o stea despre care nu cred că ați auzit. Uite, aici sunt toate marile nume și mă opresc aici. Ia uite, e steaua lui Jean Negulesco. Așa e că n-ați prea auzit de el. E considerat ca fiind unul din cei mai importanți și influenți regizori din toate timpurile. S-a născut la Craiova, a venit în America unde a făcut o carieră strălucitoare. Marilyn Monroe datorează celebritatea filmul Cum să te căsătorești cu un milionar, a fost regizat de Negulesco. Stan și Brani datorează de asemenea o parte din celebritate. Multe dintre filmele cu Stan și Bran sunt regizate de el. Fred Astaire la fel. Primul film din istoria cinemaului despre Titanic, apărut în 1953, a fost regizat tot de românul Negulesco. Necunoscut nouă, născut la Craiova, Jean Negulesco a murit în 1993. Adică puteam să avem și interviuri și reportaje cu el. Jean Negulesco, pe Walk of Fame. Un nume de ținut minte.